Păi da, nu vă salutăm noi distinși și Daily Vlog spectatori. Păi vă salutăm. În Daily Vlog-ul de astăzi avem un Q&A cinstit de la malul mării, doamnelor și domnilor. Sper să se audă ceva de mare astea zgomotoasă din spate. O, Doamne. Deci, mai întâi de toate, nu purtăm mască, pentru că noi am făcut aici local de alimentație publică. Ne-am adus masa, masa, scaunele de acasă și am mâncat pizza. O să vedeți în vlogul de mâine, care va apărea pe canalul principal mâine pe la vreo 10, 11, 12, cam așa, pe canalul principal. Deci, hai să răspundem la întrebare, doamnelor și domnilor. La întrebări. La, da, sunt puțin haotic, îmi pare rău. Deci, ați înțeles voi. Mi-era dor de mare. E foarte entuziasmat. Avem întrebările de pe grupul de Facebook Ionesquad și întrebările de pe serverul de Discord. Link în descriere către ambele, dacă nu sunteți nici în grup sau pe server. Ideea e că noi luăm de aici cele mai votate întrebări, cele mai lăicuite întrebări de pe Discord, cele mai votate întrebări din polul de pe grupul de Facebook. Hai că merge. Merge. Bine. Prima întrebare. Care a fost cel mai jenant cringe moment din viața voastră? Asta în cazul în care nu aveți la îndemână cea mai jenantă poză. Mi se pare că ne-a mai întrebat cineva asta și am zis că nu mi-aduc aminte. Dar astăzi când supervizam aici întrebările de pe grup, am văzut întrebarea asta și mi-am adus aminte de un moment jenant cringe. Și o să vi-l povestesc cu asteriscul, să nu încercați ceva, așa ceva acasă, în special dacă sunteți minori. Aveam, cred că 14 ani, eram în nu, mai puțin, 13 ani, eram în clasa 7-a și am fost în excursie la munte cu clasa de o zi, la Cheia, și mi-au aminte că am ajuns la o cabană acolo și aveau bere. Și nu știu cum dărea cu ăia de acolo mi-au vândut bere. Și mi-am luat două beri, am băut o bere și m-am făcut muci, muci. Ideea e că s-a dus zvonul în toată grupa de elevi. Au auzit profesoarele, mi-au aminte că fugeam prin pădure pe acolo, mi-a adus cineva să mănânc un șnițel, că știam că dacă mănânci și eu te trezești, m-a prins profesoara de biologie și mi-a dat așa o palmă, niciodată mă sărit. Ne simți tu, era mic așa și cum ja, pe o palmă vezi. Mi-am dat seama că a fost mega jenant, că eram copil, toți copiii au râs de mine. Trebuia să merg în vara aia și în tabără la Cheia cu aceleași profesoare. Evident că profesoara a vrut să vină personal acasă și să-i dea mamei banii și să-i pentru tabără, că deja zisem avansul, și evident că i-a și zis ce am făcut. Nu mai țin minte dacă m-a pleznit sau dacă nu. Ideea e că nu e bine să faceți chestia asta, copii, nu faceți ca mine, nu fiți dobitoci. Așteptați 18 ani, că atunci puteți să beți cu discernământ. Sau nu. Eu sunt puțin agitată pentru că în spatele nostru, fix în spatele nostru, este un cățeluș pe care eu l-am hrănit și așa. O să vedeți în vlogul de mâine. Dacă ar ști cine e spatele nostru, n-ar mai fi atât de cu minte. Tu ai un moment jenant? Nu mi-aduc aminte. Am avut cu siguranță o grămadă de momente jenante, dar nu mi-aduc aminte. Jur că nu mi-aduc aminte. Am mi-aduc aminte că la fel tot într-o excursie, cu autocarul mergeam la munte, am... Mă, pleacă de aici, mă! Pleacă mă de aici, că face asta clăbucet! Ți-am dat să mănânci, nu fi răut. Deci mi-aduc aminte că tot într-o excursie asta, când am plecat la munte cu autocarul, am vomitat pe ghiozdanul unui coleg. Aoleu! De fapt nu era coleg de școală. Aoleu. Dar țin minte că era super ciudat, că ăla care vomita în autocar, toată lumea râdea de el, știi? Hai, mă! Și uite și acum că am vomitat pe ghiozdan, avea un ghiozdan de ăla de piele, așa, și mâncasem în ziua aia care învuști. Aoleu. Și era roz așa, roz portocaliu, ghiozdan. Da. Nu știu dacă ați vomitat că ai învuși odată. Da. De detaliile astea scumpă. Da, deci momente două am bifat și pentru tine, da? Da, mulțumesc, mai salut. A doua întrebare. Deci întrebarea asta a fost a lui Adrian Ion, care vrea neapărat să ne stânjenim în acest vlog. Mulțumim, Adrian. A doua întrebare, Marius. Ați refuzat un brand până acum? Dacă da, de ce? Oho, câte? Doar refuzăm constant campanii, dacă fie nu putem să livrăm în perioada aia că suntem prea aglomerați, fie campania nu se potrivește cu noi. Refuz, de exemplu, constant campaniile la păcănele, la de-astea, pariuri sportive, aplicații de gaming și de-astea de gaming, de betting. Refuz constant. La tutun am refuzat și chiar recent, acum câteva luni, o lună, două, am refuzat o campanie de la un brand, pentru că era în campanie Dorian Popa și eu am declarat public că nu intru nicio campanie în care este Dorian Popa. Adică nu lucrez cu niciun brand, da. Deci, refuz constant. Da. Dacă ați fi blocați într-un serial, ce serial ați alege? Mamă, greu, dați mai multe.
în The Crown, aș vrea să fiu blocat odată. Eventuală regina. Eventuală regina, exact. Și mi-ar mai plăcea și în Friends sau Seinfeld, pentru că New York. Iulia Iorgu a întrebat chestia asta. Bă, sincer să fiu... voiam să zic în Narcos, dar nu, că știm cu toții ce pățesc. Alege Friends, că Friends sunt în New York. Da, da, e mișto ideea asta, sitcom, Seinfeld și sau Friends. Îmi place. Dar din ceva așa mai proaspăt să mă... În Star Trek mi-ar plăcea să fiu. Da, în Star Trek Discovery, e pe Netflix, e super tare. V-ați gândit să faceți un canal separat de parenting cu toate etapele sarcinii, nașterii, activităților cu copilul care vor urma? Întreba Anca. Nu. Prea multe canale deja. Sunt unde ai ajuns canalele de YouTube pe care le avem. Oricum și așa e greu să împărțim subiectele astfel încât să mulțumim toți oamenii, să-i mulțumim pe toți oamenii care se uită. Adică imaginați-vă că am și eu canal de YouTube, are și Marian canal de YouTube. Canale! Plus că vreau să dau drum acum și la canalul de food. Da, de daily, mâncare, adică e foarte greu să împărțim informația. Noi suntem doi și nu, ar fi prea mult. Și e ciudat să începem noi deodată să vorbim despre parenting, noi fiind la primul copil de tip om, că suntem la al doilea copil pentru că unul e tip câine. E ciudat să începem deodată să ne poziționăm așa. Oricum, pe canalul de daily veți vedea toată aventura noastră ca părinți, va fi un... Reality show, adică voi facem fiecare zi vlog și veți vedea cum va fi. Cum vom avea cearcăne, cum punguțele astea de la Mega vor deveni pungi de alea de Jumbo. Care știi pungile alea de la Jumbo? Așa vom avea pungi de la Jumbo aici. Măi, vorbește pentru tine, e o zi superbă în continuare. Ok, dacă ar trebui să vă întoarceți în timp într-un moment anume și să anunțați omenirea ce se va întâmpla în viitor, când v-ați întoarce? Întreabă Bogdan. Nu m-aș întoarce în timp, în primul rând. Știi care e chestia, Bogdan? Nu că mi-e frică de viitor și de a ști ce se întâmplă în viitor, însă mi se pare că dacă aș ști, aș schimba viitorul. Da, e butterfly effect și cine știe ce aș face acolo și aș schimba prezentul în care trăim și tot cu COVID-ul ăsta e un prezent decent și suntem fericiți. Deci uite, stă la mare! Da, deci... În schimb, m-aș duce așa să trăiesc în Los Angeles-ul anilor... 40, 50, 60, așa puțin. Și eu, dar fără să trebuiască să anunț omenirea de ce se va întâmpla. Da, doar voyeurism, așa, știi? Așa, da, la Hollywood, acolo. Ce zici, poate aș fi actor la Hollywood. Sigur. Actor de filme mute. Ok. Întreabă Adnana. Deci tot timpul mă încurc la numele ei, că ea întreabă des. Câți bani se câștigă din YouTube? Cât ați câștigat cel mai mult și cel mai puțin? Cât credeți că va mai ține afacerea cu YouTube? Ideea e felul următor. Noi n-am dat până acum cifre câți bani facem din YouTube. Pentru că nu vreau să intru în zona asta. Pentru că unii s-ar bucura, alții ne-ar înjura, alții ar zice ce sărați suntem. Adică n-aș vrea să intru în zona asta. Pentru liniștea ta, să știi că nu se fac mulți bani din YouTube. Dacă efectiv din YouTube ad-urile, banii pe care îi faci din nu YouTube. Se fac mulți bani. Adică noi suntem una dintre țările cel mai prost plătite din lume la ads pe YouTube, așa că din YouTube nu se fac bani. Însă din colaborări cu branduri, da, se fac bani. Practic, știți dacă că din asta trăim. Dacă știi să faci asta, pentru că noi facem asta de mulți ani, că suntem oameni de comunicare și știm să o facem cât mai ok și de asta brandurile revin la noi constant, știi? Dar afacerea asta cu YouTube-ul, pentru că nu e numai YouTube, e the whole social media ecosistem. Da, știi, despre asta e vorba până la urmă. Și va ține, se va dezvolta din ce în ce mai mult. Și ca să-ți răspund la întrebarea cât am câștigat cel mai puțin, imaginează-ți că noi am făcut chestia asta în paralel și YouTube și job vreo 2 ani de zile. Deci asta înseamnă că nu ne puteam 3 ani. Nu ne puteam susține doar din blogging și Instagram. Deci aveam nevoie de un job ca să ne putem plăti facturile. Eu din 2009 sunt creator de conținut, atunci mi-am deschis blogul. Primii bani din blog i-am făcut undeva la după 3 ani și jumătate. Și ajunsesem într-un punct prin 2015 când chiar îmi permiteam să zic să stau acasă și să fac bani doar din blogging. Atunci nu aveam vlogul încă. Și puteam să fac asta, nu trăiam fenomenal, dar plăteam toate cele, să zic. Dar o luam razna, pentru că stăteam acasă și nu aveam stilul de, adică, tipul de creat conținut pe blog nu e atât de wow ca video. Știi, da. Video te face să ieși din casă, cel puțin în cazul nostru, știi? Tipul ăsta de video. Și o luasem razna atunci și de-aia m-am întors în agenție, dar am făcut chestia asta în paralel și nu știu cum să zic. Pe de-o parte era plusul că nu erai presat
nu erai stresat de fază, poate într-o lună nu fac bani și mi-a cumpărat cheltuielile, nu era stresul ăsta, pentru că aveai un venit sigur, dar pe de altă parte nu te puteai concentra nici 100% pe ce făceai, știi, ca creator de conținut. Da, deci nu știu de ce m-am dus în direcția asta. Ați înțeles ce am vrut să spun. Am vrut să răspund la mai multe întrebări, da. Unele inexistente. Ia să vedem. O să-i faceți lui LBB un cont de Gmail în care să păstrați pozele cu el până va împlini 18 ani, iar atunci să-i dați parola? I-am făcut deja cont de Gmail. Nu ne-am gândit la asta cu pozele. E o idee bună. Da, dar oricum, da. Oricum, la câte harduri externe avem noi. Oricum, îți dai seama că o să poți uita la toate vlogurile astea, adică nu o să mai fie un secret pozele alea, știi? Pentru că noi captăm momentele pe video. Marius întreabă dacă aveți în plan să investiți în acțiuni, alte forme de venit pasiv. Am mai vorbit despre chestia asta săptămâna trecută. Și trebuie să încep să fac research. Momentan nu dispun de banii ăștia să investesc în așa ceva. Când o să am, o să mă interesez. Ultima întrebare de aici. Hai să până la 10 voturi. Deci mai sunt. Ce părere ai despre majoritatea formată din PNL, USR Plus și UDMR? Asta era majoritatea care se putea crea să fie un outcome decent pentru noi cei care au votat cu USR-ul. Cred că în Ministerul Educației acolo nu sunt ok cu cine e, dar să sperăm că lucrurile vor fi mai bune, că totul va fi mai bine decât a fost până acum. Ideea e că cei care au ieșit la vot și aceia dintre voi care și-au exprimat acest drept, am făcut tot ce am putut să facem. De acum încolo nu mai depinde de noi. Nu există altă variantă pentru majoritate decât asta, USR, PNL, UDMR. Cu AUR, nu știu cine s-ar fi asociat, cu PSD-ul era contrar mesajelor pe care ei le-au scos pe gură, deci, na. Practic au ales cu ce-au mai rămas. Nu știu cum reușesc ăștia de la UDMR tot timpul să prindă guvernul ăla, incredibil. Dacă asta ar fi ultima ta zi din viață, ce-i face? Am mai spus de la întrebarea asta într-un vlog, m-aș bucura alături de ziua asta cu Georgiana, cu Sășica, cu apropiații, poate și Bunești, dacă ar vrea să fie alături de mine, am mai răspuns asta. Bănuiesc că ăștia-i face George. Ai zis pe care răspunde la asta. Da, am răspuns. Ultima întrebare. Ce ai prefera? Să ai 1 milion de abonați sau să câștigi 1 milion de euro? 1 milion de abonați, cu siguranță. Da. Dar de calitate. Și eu zic la fel, tot 1 milion de abonați. Banii îi facem, dă-i acolo. Dacă îi faci, nu știu, dar un an faci 1 milion de euro. Da, ca să răspunde la întrebare. Nane. Da. Hai să luăm și întrebările de pe Discord. Știți că eu mă uit așa în stânga pentru că sunt câini și Sasha are momente în care o ia razna și fuge. Bun. Yesterday, că aici pe Discord se pun întrebările începând de ieri, de luni. Ok. Mamă, câte întrebări sunt. Nu le. Gata, e bine. Prima întrebare pe 2021, Alex GH308. Tot timpul are întrebări bune. Pentru voi, prima întrebare pe 2021. Credeți că merită mai mult o mașină electrică de la Tesla sau o mașină electrică de la BMW, Honda? Referitor la calitate, fiabilitate. Ne luând în considerare faptul că se va deschide o reprezentanță, bă, sincer să fiu, aș merge pe mâna Tesla. Deci faptul că Tesla vine în România mă face să zic, vreau să-mi iau Tesla. Mi se pare că calitate, preț, fiabilitate, specificații, e imbatabilă Tesla. Există Tesla și ceilalți. Oricât de fan BMW aș fi. Știi? Da, din păcate la BMW problema e autonomia. Da. Sunt curios cum va fi iX3, dar și iX3 ăsta, la fel, nu se bate cu Tesla Model 3. Nu se... Plus că oricum e altă categorie ăsta. E SUV, e... Dar să zice cu Model Y. Nu se bate, frate. Părerea mea, până nu pun mâna pe una să o conduc și o calma, că am condus o Tesla Model 3 amândoi, mulțumim lui Dan, până nu o conduc ca lumea așa să-mi fac o părere, dar din punct de vedere Tesla e Tesla. E, știți vorba aia, îți dai cu Tesla în coaie, nu există îți dai cu BMW în coaie. Deci Tesla atât de mult renume are. Ce glumă! Ce culoare de păr credeți că va avea LBB, întreabă Teodora? Cu siguranță să fie brunet, n-are cum să iasă altă culoare. 100%. Skrylex, vă veți cumpăra până la urmă Honda e? Nu cred, dacă vine Tesla în România cu siguranță, nu? Raluca, ce părere aveți despre oamenii care își îmbracă copiii într-o anumită culoare? Băiat albastru, fata roz? Nu avem nicio părere, fiecare își îmbracă copilul cum vrea. Eu am zis de la început că nu o să fiu în categoria asta. O să îmi îmbrac copilul în culori neutre. Așa
Așa mi se pare mie că o să-i stea bine, nu știu, da. Mie îmi plac toate culorile. Fiecare liber să decidă ce e mai bun sau ce-i place în prima fază, când copilul nu are un cuvânt. Și by the way, să știți că roz la bază este culoarea de băieți. Ia să căutați. Căutați un pic pe Google. Da, ce ca și era. Era culoarea de băieți. Da. Mie îmi place și roz, nu? Și mie îmi place roz, adică n-aș avea problemă să-l îmbrac în roz, nicio problemă. Mariciule, de, cu seche, întreabă, Mariciule, de ce nu mai faci live-uri de, de ce nu faci live-uri de gaming pe Twitch, e mai ușor și mai fain? O să încerc, permit, dar vreau mai întâi să încep cu YouTube-ul și după aia poate o să fac într-o zi a săptămânii pe Twitch, într-o zi a săptămânii pe YouTube. O să vedem. Laurențu, ce așteptare aveți de la anul ăsta și care a fost cel mai memorabil an de până acum pentru voi? E greu să zic care a fost cel mai memorabil an. Probabil că cel mai memorabil an pentru noi a fost 2019, anul în care ne-am luat casa și anul în care am ajuns amândoi în orașul nostru de suflet, New York. Eu, pentru mine, eu așa o văd. Și anul în care ne-am căsătorit și anul ăsta în care am dat comandă de LBB, nu știu, dar e greu. Nu, dar la mod așa, cel mai mișto ăla a fost. De la anul ăsta așteptările sunt să vină LBB sănătos și să avem mici scapade de asta, cum a fost asta de astăzi. Și o să vedeți mine pe canalul principal. N-am așteptări foarte mari pentru că COVID-ul ăsta e nemernic rău de tot. Eu am o singură așteptare anul ăsta, în afară de cea evidentă că îmi doresc ca cel mic să se nască sănătos, să trecem cu bine peste pasul ăla, care e un pas greu pentru orice femeie. Îmi doresc să ajungem într-o vacanță, să mergem cu el undeva, să stăm așa o săptămână undeva la soare. Ce tare. Asta îmi doresc. Cred că ăsta e singurul meu plan de anul ăsta. Anca întreabă ce părere aveți despre școala românească. Am răspuns am un podcast făcut cu Zoso, orice altceva podcast pe canalul meu principal. Scrie Mariciu școala românească pe YouTube și o să găsești podcastul, ai părerea mea. Când o să înceapă schimbările la curte împreună cu lopătarii? Păi să vină primăvara, am vorbit cu ei că la primăvară. Da, undeva martie, au zis, martie, aprilie, pe acolo. Maria întreabă dacă în primele luni de viața la bebelușului o să călătorim prin țară cu el. Dacă se poate, da. O să vedem, depinde foarte mult de el, cum o să fie el ca copil. Dacă o să fie un copil liniștit care o să doarmă. Spre exemplu, asta vorbeam cu mama mea. Eu și fratele meu am dormit toată noaptea. N-a avut probleme cu noi, azi de câteva ori, doar când am fost răcit sau așa, dar în rest am fost niște copii liniștiți. Cum se spune, popor, niște copii buni, domnule. Dacă o să avem parte de un copil liniștit și care o să fie ok și o să, nu știu, o să încercăm. Dacă o să se poate, bine. Dacă nu o să se poate, așteptăm să mai crească un pic. Care este vlogul vostru preferat de până acum? Toate. Ăla cu nunta. Ăla cu nunta. Ăla m-am uitat la el de milion de ori. Alea cu autorul Lota prin țară. Prima noastră serie. Tur României cu autorul Lota. Ăla de acum 4 ani, 3 ani când l-am făcut. Toate vlogurile sunt frumoase pentru că sunt bucățele din viața noastră. Da. Sunt bucăți de amintiri și momente pe care noi le-am trăit la un moment dat și la care ne întoarcem cu plăcere. Dar da, dacă ar fi să aleg unul singur ar fi cel de la nuntă. Mi se pare că consumează foarte mult cum suntem noi ca energia echipă noastră, da, și prietenii tot noștri și da. Gapsa, dacă v-ați cunoscut în copilărie, astăzi mai erați împreună? Nu cred. Adică dacă m-ar fi cunoscut Georgiana în copilărie, ar fi fost speriată de mine, dezgustată nu, de mine. Nu e adevărat, nu are legătură. Mă bucur că m-a cunoscut într-un moment decent al vieții mele, în care arătam decent, dar gândeam decent, mă comportam decent. Mă rog, decent înseamnă cât de cât ok. N-are legătură. Eu sunt de părere, adică am avut o relație lungă înainte să-l cunosc pe Marian. Cumva din adolescență și e foarte greu. Adică n-ai cum să te schimbi foarte mult, sunt multe schimbări, sunt multe lucruri pe care trebuie să le faci ca să ajungi la o maturitate. Și n-ai cum, adică sunt foarte multe obstacole. Eu nu cred în relațiile astea. Ne cunoaștem de la 12 ani și suntem toată viața împreună și totul e perfect. Chiar nu cred. Păi, nu e că nu cred, dar mi se pare... Părerea personală. Da, eu cred că e dificil să ții... Să ții o relație de genul ăsta, adică tot respectul pentru cei care au reușit chestia asta. Eu nu cred în relațiile de genul ăsta, adică nu cred că există relația perfectă fără ca unul sau celălalt să fi greșit la un moment dat sau fără să nu fi avut, nu știu, hopuri de-astea majore. E greu de crezut. De. Asta este părerea mea personală. N-am... Cine reușește să facă chestia asta, jos pălăria. Felicitări! Bibiere Luca, ce părere aveți despre părinții care spun mereu că ei știu mai bine pentru copilul lor, chiar dacă ei sunt la primul copil și nu știu nimic despre creșterea și alimentația unui copil la diferite vârste? Credeți că va fi genul ăla? Siguranță pentru copilul meu eu o să știu cel mai bine. Da, o să știu în contextul în care ne documentăm, ne informăm, adică nu o să-i la modul
nu știu, încuiați și nu cred că eu nu, adică cel puțin eu nu mă consider, nu știu cum să zic asta, bă, suntem la primul copil, o să învățăm din mers. Nu da, pot nu, să zic că eu le știu pe toate, că nu le știu. Nu, cred că dacă acolo ai 10 copii, nu știi. De fapt. Eu, acolo sunt două întrebări. Cu siguranță, orice părinte își dorește ce e mai bun pentru copilul lui. Deci, cu siguranță, voi ști și voi încerca să fac cele mai bune alegeri, să iau cele mai bune decizii în ceea ce îl privește. Dar voi ascult, dar vom asculta sfaturile din exterior de la persoanele avizate. Gen sau medici. Medici sau prieteni care au copii și îi văd cât de bine sunt copiii ăia, bine crescuți, adică se vede cum se comportă. Avem câteva exemple în cercul de prieteni și ne uităm la copiii ăia la modul, frate, ce i-ați dat să mănânce? Genial, știi? Genial. Deci, dar cu siguranță, da, de la ei ascult sfaturile. Yeah. Cu siguranță deciziile și decizia finală este la tine ca părinte. Cu siguranță orice părinte își dorește ce mai bine pentru și ce mai bun pentru copilul lui. Ce părere aveți despre părinții care bat copiii și ceartă din cauza notelor primite la școală? Asta cu bătaia nu sunt de acord. Sub nicio formă, nu mi se pare că ai, adică mi se pare că n-ai niciun outcome. Dai în el și ce ai câștigat? Te-ai răcorit și el n-a câștigat nimic. Eu sunt de părere și eu așa am fost crescută și cred că, adică mi se pare cea mai ok variantă, pedeapsa. Mi se pare că în momentul în care îi iei ceva ce-l doare, nu știu, în cazul meu, să zicem, îmi luau telefonul, să zicem, dau un exemplu, aia era cea mai mare durere. Putea să mă bată două zile că îmi trecea. Bă, dar dacă îmi lua telefonul, se termina, deci era teroare. Deci nu știi cum? Eu vreau să-l pregătim pentru viață și pentru cum funcționează societatea la locul de muncă, de exemplu. Cum funcționează societatea și cum funcționează un job. Dacă tu la job dai kicks, vei fi penalizat. La salariu, poate chiar dat afară, da? Asta trebuie să-și dea seama, să înțeleagă că atunci când faci chestii nasoale, primești nasol. Când, și mă refer la calitatea vieții tale, stai acolo cu luminile alea, că stai bine, boss. Calitatea vieții tale scade. Atunci când tu faci lucruri bune și ai rezultate bune, calitatea vieții tale crește. Și de-aia zic, ai luat note bune, anul ăsta mergem în America. N-ai luat note bune, mergem la Băicoi. Asta s-a putut. Știi? Cam așa ar trebui să fie, știi? Recompensă și penalizare. Niciun caz bătaie. Nu, niciun bătaie, caz. Nu funcționează nu așa. Nu rezolvă nimic. Da, creezi un monstru. Dacă ar fi să faci un clasament cu top 3 burgeri pe care ai mâncat, care ar fi? Circus Pub, Burgeria Știrbei și pe locul 3, locul 3. Locul 3? Nu vine. Haru Cafe, da, bun și Haru, bun și Haru. Acolo pe locul 3 sunt mulți, se bat mulți la locul 3. Haru, Hard Rock Cafe, chiar și Switch-ul, Furgoneta. Da, sunt mulți. Ăsta, cum îi cheamă? Burger Van. Burger Van. Da, e bun. Burger Van. Ah, dar stai mă, am zis în România, locul întâi e Burgermeister. Da, din Berlin. Place. Doamne, ce-am fi mers anul trecut la Berlin. Chiar trebuia să mergem la Berlin. Da. Încă o întrebare și gata, că se întunecă și nu ne mai vedem. Stai așa, să mai dau aici așa în jos, să văd de astea votate. V-ați gândit că treaba asta cu vlogurile nu o să țină până la nesfârșit și dacă da, atunci o să faceți? Băi, ideea e foarte simplă, noi o să fim creatori de conținut. În continuare, niște ani buni, în perioada asta o să încercăm să creăm niște cașcaval ca să investim în diferite lucruri și să ajungem să creăm, să facem chestia asta doar pentru pasiune. Iar veniturile să vină din niște investiții, din ceva. Mie mi-a plăcea să fi creez, scuze-mă o secundă, da. Vreau să creez conținut toată viața sub diferite forme. Că va fi vlog, că va fi stand-up comedy, că va fi poate muzică, nu știu, poate am un talent și nu știu. Vreau să fac toată viața. Da, ce trebuie să înțelegeți voi despre noi și bănuiesc că mulți dintre voi nu știți lucrul ăsta despre, și despre noi și despre Marian, este că noi la bază suntem niște oameni cu niște joburi. Am avut joburi, avem experiență în domeniu, deci dacă nu o să mai meargă treaba asta cu YouTube-ul, ca asta e întrebare pe care o primim constant, nu vom muri de foame pentru că avem o meserie, avem experiență. Suntem oameni de comunicare, am mușchiul creativității foarte antrenat și oriunde în lumea asta se caută oameni creativi, deci nu cred că e o problemă. Mihnea întreabă dacă o să avem merch. Merch. Da. E pe listă, trebuia să facem anul trecut, s-au întâmplat niște chestii, poate anul ăsta vedem, vreau să fac un merch care să nu scrie doar Ionescuat sau Mariciu, că vreau să fie un merch pe care să-l poarte niște oameni care să nu știe de mine și după aia să zică, a, da, e un tip vlogger sau ce mai e da. El care... Lucrăm la acest proiect, e work in progress. Încă o întrebare și gata, că se face întuneric, nu mai văd oameni. O întrebare. Natasha,
ținând cont de situația actuală în care se stă mai mult în casă, ai vrea să încerci noi tipuri de seriale? Anime? Băi, sincer să fiu, eu sunt deschis la tot Netflix-ul și la tot HBO Go. Dacă îmi recomandați voi filme, seriale pe care, uite, anime-uri pe care credeți că ar trebui să le vedem și credeți că ne-ar plăcea, lăsați-le în comentarii pentru că suntem super deschiși. Da, chiar. Așa că lăsați-le în comentarii și voi ceilalți care poate nu vă vine un serial în cap, un anime calme în cap, uitați-vă la comentariile date de indivizi și dați-le like. Adică pun comentarii la acest clip ca să ne sară în ochi, să le vedem și alea pe cele mai lăicuite chiar să le dăm câte o șansă, adică să ne uităm la un episod. Da. Distinși vlog spectatori, 25 de minute, hai că suntem bine. E bine, uhu! Ăsta a fost Q&A-ul de la mare, mâine dimineață până în 12, sper, vine vlogul cu ce-am făcut noi la mare. acesta a fost vlogul de azi, Crăciun foarte fericit. La anul, practic. Și următorul Q&A pe rog că-l facem din Maldive. Doamne ajută! V-am pupat! Bum! Ciao.